Salut, bine ați venit! Suntem la Zeno Electric Store. Astăzi avem o mare, mare surpriză pentru voi. Este o zi istorică în România. Vă așteaptă o surpriză înăuntru. Hai să mergem. Trecem prin magazin repede, poate ați fost pe la noi, poate nu. Vă așteptăm, găsiți aici biciclete electrice, trotinete electrice și motociclete electrice. Astăzi, în continuare, mărim flota și avem o zi deosebită, că tocmai ce am primit aceste două bijuterii. Sunt primele motociclete Energica din România, livrate la noi. Și pentru prima dată le scoate și de cutie. Poate numim un unboxing, cred că unboxing, nu zice la asta. Hai să le vedem cum arată. Trebuie să mă ajute colegii. Hai, merge. Dorin, hai cu așa. Ce să desfaci? Este jos? Da! Putem să... Ce facem? Cântăm? Cântăm la Happy Birthday! Deci că a venit Crăciunul, așa te bucuri. Mamă. De că la ce vreme e afară? Păi, 1 martie și chiar a venit Crăciunul. Chiar a venit Crăciunul. Ce mărțișor. E ca un mărțișor. E ca un mărțișor. Acum am dat seama. Băi, sunt mai frumoase și era mărțișor. Ne-am plimbat cu ele. E ceva greu de descris acum. Formidabil. La fel de prietenoasă cu pista, cum este și cu orașul. La capitolul manevrabilitate, noi am mers motocicletele astea. Este senzația de pe ea este fără egal. Trecem de la lipsa de sunet și așa mai departe la o senzație de control continuu. Este o chestie care cu care te conectezi extrem de repede și simți că faci întotdeauna ce vrei tu. Puterea dozată pe care o alegi în momentul în care mergi este întotdeauna la îndemâna ta, senzația este fără egal, fără egal. La motocicletele astea apare un lucru care le-a brandul Zero, e lipsit de cu totalitate, kitul de lanț, care e necesar pentru genul ăsta de putere. Apare un fel de cutie de viteze, tocmai venit ca să poată să potențeze puterea pe care e capabil motorul să o dezvolte. Abia aștept să le vedem pe stradă, abia aștept să le vedem pe stradă. Să merge cu el, vrei să o prindem? Hai să o prindem. Hai să o prindem. Hai să o prindem. Asta este... cealaltă are semn. Dacă era pe stander. Dacă era pe stander. După ce 0,240. 240. Motocicletele astea pot fi comandate în variantă stock. Aici nu este una stock, avem una în echipare standard, dar cu un colorit special, cu acest tricolore care e o ediție specială, clasic italienesc, ediție specială. Însă poate fi accesorizată extraordinar de tare, poate fi comandată cu, în configurație de suspensie de la Oriț.
jacte de carbon ultra ușoare, un pachet Corsa Pista, care este un, un alt soft care este instalat în motocicletă, care permite să facă cifre într-adevăr de super sport. Deja e din start mult mai dedicată circuitului orașului în sine. Este o motocicletă foarte customizabilă față de restul motocicletelor electrice pe care le avem în showroom.